masculină de polo Steaua București a cucerit un nou titlu de campioană după ce a învins-o pe CSM Oradea cu scorul de 3-2 la general. În partida decisivă disputată în bazinul din complexul sportiv Ghencea, Steaua a câștigat fără emoții ultimul meci cu scorul de 10-3. Pentru tehnicianul Aurelian Georgescu, acesta este primul titlu cu Steaua și promite să nu se oprească aici. Domnule Georgescu, cum e să fii campion cu Steaua? Foarte frumos. N-am trăit niciodată această senzație, dar e o senzație frumoasă și sper să mai am ca astea în următorul an. A fost apărarea punctul forte în această seară? Bineînțeles, bineînțeles, la asta lucrăm cel mai mult, la apărare, mai întâi să nu luăm gol, iar după aia un gol vine, nu este o problemă. Cui dedicați acest titlu național? În primul rând mie, că nu e, și după aia și clubului Steaua. Am muncit foarte mult pentru acest, și băieților, bineînțeles. Golgheterul competiției cu 75 de reușite a fost Tudor Fulea. Extrema campioanei a savurat din plin succesul și speră ca în sezonul viitor Steaua să aibă un parcurs bun și în cupele europene. Cum e să fii campion cu Steaua? Nu este prima oară, mai ales acum 3 ani, dar acum a fost puțin mai greu, având 1-1 la noi acasă, 1-1 la Oradea. A fost puțină tensiune, dar noi am avut încredere, noi am fost motivați. Am început puțin mai greu, dar ne-am revenit pe parcurs și ne-am arătat valoarea. Ai obținut și un important premiu personal. Ce reprezintă acest lucru pentru tine? Sincer, chiar nu mă așteptam să-l primesc. Este o realizare personală, sunt foarte mândru de mine. Mulțumesc antrenorilor, echipe cum a stat. Acest succes vine cu puține zile înainte de ziua clubului Steaua. Cui dedici acest titlu? Tuturor steriștilor, suporterilor, părinților noștri care ne susțin în fiecare zi și staff-ului în primul rând. Cel mai bun portar al campionatului a fost declarat Marius Țic. În vârstă de 25 de ani, Marius a avut și în meciul decisiv mai multe intervenții spectaculoase, totul culminând cu apărarea unei aruncări de penalitate. Cum te simți să fii din nou campion cu Steaua? Este un sentiment la fel ca prima oară când am ieșit campion cu Steaua, unic, la fel de frumos. O să zic că a fost mai frumos deoarece cei de la CSM Digi Oradea ne-au pus foarte multe probleme până înainte de acest meci, egalitatea dintre noi și era perfectă. Pot să zic că diferența a făcut-o atitudinea și felul în care am intrat în apă, am arătat că jucăm acasă și că ne dorim titlul mai mult decât ei. Ce îți propui sezonul viitor, după ce în acest an ați cucerit atât cupa cât și campionatul? Ar trebui, după părerea mea, să ne uităm și spre cupele europene, deoarece acolo avem șansa să ne arătăm adevărata valoare. Cel mai bun portar din Superliga Națională de Polo, ce reprezintă acest premiu personal pentru tine? Vreau în primul rând să le mulțumesc colegilor mei ca de fiecare dată. Datorită intensității pe care au arătat-o în aceste meciuri din finală, în special în meciul de astăzi, ei au reușit să îi obosească foarte mult de la CSM Digi Oradea. Și datorită acestui lucru eu am putut să arăt practic ceea ce pot și le mulțumesc încă o dată. În sezonul 2020-2021, Steaua București a reușit dubla cupă campionat. În luna martie, echipa pregătită de Aurelian Georgescu a cucerit Cupa României tot după o victorie în fața celor de la CSM Oradea cu scorul de 10-9 după aruncările de departajare.